seara. Sper că suntem foarte punctuali, ora 7 fix, începem la 7 fix. Da, microfoane. Bună seara, bine ați venit la Librăria Humanitas de la 5.000 pentru o nouă lansare din colecția Povestea Banilor. Mă numesc Ștefan Liceanu, coordonez această colecție și voi găzdui evenimentul din seara aceasta, având onoarea și bucuria să îi am alături de mine pe domnul Mihai Vica, secretar de stat al Ministerul Culturii și domnul Moise Guran, renumit jurnalist. Cartea aceasta este mai nici măcar 200 de pagini, este foarte scurtă, dar este o lectură foarte, foarte bogată, aș spune, și motivul pentru care am ales-o este că toată lumea vorbește des despre bănci, despre economie, dar despre corporații nu se vorbește mai deloc. Lumea nu știe cum au apărut corporațiile, de ce, cum au apărut ele, de ce există, ce înseamnă ele pentru societate și mai ales cum a evoluat. Ce mi-a plăcut în mod deosebit la cartea aceasta este faptul că arată exact istoria tumultoasă a acestui concept, care s-a născut de fapt de cam peste 2000 de ani, a tot evoluat și evoluează în continuare. Voi spune un citat din introducere care pe mine cel puțin m-a impresionat cel mai mult. Iată ce spun autorii. Hegel a prezis că unitatea de bază a societății moderne avea să fie statul, Marx că avea să fie comuna, Lenin și Hitler că avea să fie partidul politic. Înainte de asta, o serie de sfinți și înțelepți au pretins același lucru pentru biserica parohială, conacul feudal și monarhie. Marea controversă a cărțuliei de față, și de-adevăr este o cărțulie, este aceea că s-au înșelat cu toții. Cea mai importantă organizație din lume este compania. Baza prosperității Occidentului și cea mai bună speranță pentru viitorul vestului lumii. De fapt, autorii aici spun o idee oarecum, cum să spun, deja explicată de către un filozof și diplomat american din anii 20, pe nume Nicholas Murray, care spunea că, fără ezitare, corporația cu răspundere limitată este cea mai mare descoperire individuală a timpurilor moderne. Până și aburul și electricitatea ar fi reduse prin comparație la neputință în lipsa ei. Deci este o formă de organizație esențială, asta ne spun autorii. Acum, mai este o idee în carte care este foarte interesantă și anume ideea că compania s-a născut din nevoia omului de a deveni cumva nemuritor. Până prin Evul Mediu, până prin secolul 14-15, evident, toată lumea făcea afaceri cumva în parteneriate, dar odată ce un afacerist murea, își lăsa cel mult averea urmașilor și cu asta se încheia totul. Dar ideea că o organizație poate depăși un grup de indivizi care o formează, are o existență în afara lor și practic poate fi nemuritoare, asta este o chestie specifică și unică companiei. Autorii numesc asta privilegiul al nemuririi. Ce interesant în carte este că tocmai acest privilegiu al nemuririi și al intangibilității, pentru că compania până nu au formă, nu au corp, asta a fost o sursă de critică la adresa companiilor de-a lungul secolelor. Noi acum trăim, evident, cu ideea de companie ca o chestie normală. Deci nu ne punem problema că compania Apple, de pildă, este un monstru. Din punct de vedere economic, dacă nu mă înșel, au cam 120.000 de angajați, deci cam cât o treime din Guvernul României și un venit de 235 de miliarde de dolari. Deci cam jumate din PIB-ul României. Deci 115.000 oameni sunt practic aproape jumate din România din punct de vedere economic. Noi totuși cumpărăm produsele lor, nu ne gândim ce forță enormă în spatele economiei este această companie. Însă, prin secolul 16-17, cum vedem și în carte, a fost o dezbatere foarte aprigă cu privire la natura companiei. Și oamenii spuneau așa, ele nu pot răda și nici nu pot fi scoase în afara legii sau excomunicate pentru că nu au suflete. Corporațiile nu au nici trupuri care să fie pedepsite, nici suflete care să fie condamnate, de aceea procedează după bunul lor plac. Cam așa argumente de acest fel aduce cartea și ne arată cum omenirea s-a căznit să aducă la primar conceptul de companie și să lase compania să devină, cum să spun, element de bază în economie. Aș spune că
O parte pasionantă a cărții este despre istorie. Aici avem amintiri despre primii oameni de afaceri din Atena de pildă. Deci în secolul IV era un mare bancher pe nume Pasion, a murit prin 370 înainte de Isus și el era un sclav, a fost cumpărat de doi bancheri în portul Pireus, a fost foarte dedicat afacerilor și a reușit până la urmă să-și cumpere cetățenia ateniană și a devenit și la rândul bancher. Ce interesant, apropo de ideea că compania încearcă să dăinuie și oamenii prin ea devin oarecum nemuritori, este că Pasion, când a murit, fiind cel mai bogat om din Atena, presupune că avea dorința să lase în spate ceva sigur, toată truda vieții lui. Și atunci, neavând o companie, ci doar, cum să spun, un fel de familie, un parteneriat cel mult, i-a încheiat afacerea protejatului lui cu condiția ca acesta să se însoare cu soția lui, să ducă mai departe afacerile familiei. Ce este interesant de asemenea este că până prin secolul XI, majoritatea parteneriatelor care economice aveau o temporalitate redusă, deci aveau o viață foarte scurtă. Vă dau un exemplu. De pildă, foarte des este vorba despre creditele marine. Maritime, mă scuzați. Practic, câțiva parteneri care doreau să ducă, să spunem, din Grecia până în Fenicia, să aducă marfă, care era o întreprindere foarte serioasă în vremurile acelea, se adunau, strângeau niște ceva capital, formau afacerea și după ce se întorceau pe lumea acasă, se încheia povestea. Totul era foarte, foarte sacada, segmenta, ca să spun așa. Nu era o continuitate în lumea afacerilor. Și tot era la scară foarte mică. Lucrurile au început să schimbe de prin secolul al XIII-lea așa, când au apărut pentru prima oară entitățile italiene numite Compania. Se scrie cu G, Compagnia. Și acestea erau firme de familie, operând pe principiul răspunderii comune. Toți partenerii erau răspunzători în comun pentru valoarea patrimoniului lor. Și ce interesant este că pedeapsa pentru faliment putea fi închisoare sau chiar șerbie și aveau absolut încredere unul în altul. Deci era o chestie foarte serioasă. Evident, asta nu mai există în ziua de azi. În ziua de azi avem corporații cu manageri, cu acționari. Dar până atunci, în evul mediu, afacerile, deja un fel de proto-companie, ca să spun așa, erau afaceri de familie în care toți erau legați între ei și aveau răspundere nelimitată pentru cum mergeau afacerile. Apoi vedem din carte un capitol fascinant despre așa numitele companii autorizate. Pe măsură ce lumea s-a dezvoltat, pe măsură ce descoperirile geografice au început să reschimbe suprafața omenirii, guvernele și-au dat seama că sunt bani de făcut, guvernele occidentale, vreau să spun, sunt bani de făcut din aceste descoperiri. Însă, guvernul, ca întotdeauna, nu are niciodată posibilitatea să fie la fel de bun pe o companie privată. Confirm. Da? Da. Puteți să vă uitați la CFR Călători, să vă dați seama, da. Și atunci guvernele au început să autorizeze companii să le dea licențe pe 20 de ani sau 10 ani. Deci, poate cuvinte, un grup de oameni, evident investitori, antreprenori, se adunau, de obicei erau din clasa nobilă, se adunau și cu căciul la mână se duceau la reprezentanții guvernului și spuneau, dați-ne și nouă voie să mergem în Indiile Orientale să facem afaceri și vă plătim taxe. Așa că prima companie autorizată este, dacă nu mă înșesc, e și în carte, Compania Moscovită se numește, care a apărut prin 1550 și, mă rog, a fost fondată pentru că englezii vreau neapărat să ajungă până în China, prin partea de nord a planetei, nu știu geografie prea bine, pentru că partea de sud era toată luată de portughezi și de spanieli. Și, evident, de olandezi. Așa că au început să caute pasajul de nord-est, se numește, și au ajuns într-un final, într-o zonă care era, ce să spun, pre-Rusia. Era Moscovii, se numea în engleză. Includea Arhangelsk, Novgorod, Moscova. Și au început să facă tot felul de afaceri de comerț cu ei, având un monopol de la stat. Apoi, cea mai mare companie autorizată care este deschisă în carte și cea mai interesantă este Compania Olandeză a Indiilor Orientale, VOC, VOC se numea. Personal, dacă aș putea și două volume atât de groase despre compania aceasta,
era efectiv un fel de mini-republică. Aveau armată proprie, puteau să-și bată bani proprii, aveau soldați cu uniforme alb, negru, albastru și roșu și erau de o cruzime incredibilă, tot în numele profitului. De fapt, cum ne spun autorii și în carte, prima lor misiune, când au plecat cu prima misiune, avea acolo obiecte instrucțiuni următoarele cuvinte. Atacați-i pe spanioli și portughezi oriunde îi întâlniți. Trebuia să ducă și să, efectiv, să cucerească lumea, partea de est. Ca să ne facem o idee, aici nu o să vorbesc pe cifre, cât de dinamică era această companie, care era, apropo, pe acțiuni, deci, practic, vindea și acțiuni, care acțiuni au tranzacționate pe bursa de valori în Amsterdam, deja din secolul XVII. Ei bine, această companie, VOC, a trimis aproape 1 milion de europeni în Asia, pe aproape 5.000 de corăbii, între 1600 și 1800. În contrast, țările din restul Europei au trimis combinat nici 900.000 de oameni între 1500 și 1800. Deci vă dați seama ce putere de organizare putea să aibă această companie. Și bineînțeles, vedem din carte că deseori compania, așa cum o știm noi astăzi, a apărut ca rezultat, sau să spunem mai degrabă, în urma multor conflicte cu guvernul. Guvernele, când văd că o companie este foarte puternică, încearcă să intervină. Nu le place treaba asta. Și evident, VOC trebuia, într-adevăr, din când în când se ducă cu pălăria în mână și să ceară încă o dată să primească permisiunea de a opera, de a avea activități în Asia. Cartea este foarte interesantă. Puteți să vedeți de pildă cum se războiau englezii și olandezii în insulele Moluce, bătându-se pe Mirodenii. Tot felul de detalii suculente despre insula Runde, pildă, era o insulă atât de mică. E insula, singura insulă, de fapt, din Pacific, unde creștea, mă rog, Pacific, în zona aceea, între Filipine și Indonezia, unde creștea nucșoara. Și nucșoara era, efectiv, cel mai valoros bun al acelor locuitori. Au venit englezii, i-au făcut sclavilor, s-au venit să-i protejeze, după aia au venit olandezii, i-au asediat timp de 4 ani și englezii au vândut insula pe nimica toată, pe vreo 10.000 de lire, am impresia. Așadar, este o carte plină de istorie, dar și de, cum să spun, întrebări filozofice. De ce oare a fost nevoie să apară compania? Este foarte clar explicat. Avem și explicații din punct de vedere economic. Veți vedea, de pildă, că se face o mențiune la Ronald Coase, care a luat premiul Nobel în anul 1991, dacă nu mă înșel, mare economist britanic, mare economist, care a spus că, de fapt, compania este prin sine o necesitate, pentru că e mai simplu să aduni mai mulți oameni la un loc care să lucreze împreună, decât fiecare să facă contracte unul cu altul pentru a lucra. Deci, cu alte cuvinte, în interiorul unei companii, evident, să spunem, am dat un exemplu, dacă nu mă înșel, la spate, la note, o companie de pantofi de pildă, evident, oamenii care lucrează acolo se concentrează numai pe pantofi, dar dacă ar fi să tranzacționeze între ei, trebuie să negocieze unul pielea de pantofi, altul talpa, altul cum să bată pantoful și așa mai departe. Deci, din punct de vedere economic și logic, este mai normal să existe o companie. Așa, din tot ce am vorbit, pare că ridică în slăvi această invenție fantastică a Occidentului. Însă, ce mi-a plăcut la carte este că autorii, totuși, sunt foarte obiectivi și spun și de răurile pe care au făcut companiile în lume. Aici avem numai câteva exemple, cele mai recente, despre fraudele corporatiste. Marea firmă Enron, WorldCom, la începutul anului 2000, care au dat faliment și au lăsat zeci de mii de acționari mâine goale. Aceste fraude au existat și continuă să existe. Dar asta înseamnă că companiile sunt rele. Companiile, mă gândeam, cum aș putea să-i descriu mai bine, ar fi precum un cuțit, ca să spun așa. Un cuțit poate fi ucide pe cineva, fie poate fi foarte bun folosit de un bucătar. Acum, faptul că există fraude și mereu factorul uman care aduce anumite companii în râpă, nu înseamnă că ideea de companie este una rea. Și, bineînțeles, factorul uman este la fel cam peste tot. De pildă, acum în știri, în Japonia, este un mare scandal
Marea firmă Toshiba este printre primele 10 firme din Japonia și timp de 7 ani de zile, dacă nu mă înșel, din 2008 până în prezent, au falsificat profiturile să pară a fi cu 1,2 miliarde de dolari mai mult. Deci acum este în pragul falimentului. Asta nu înseamnă că firmele de electronice sau firmele în general sunt în regulă. Trebuie pur și simplu să se supună legilor și să fie monitorizate, dar nu prea mult. Alte exemple de lucrurile pe care au făcut companiile și spun foarte clar asta, în evul mediu, companii precum Vogue sau precum Royal Africa Company, care se ocupa de sclavagism, efectiv făceau masacre, se duceau în orașe, ardeau totul, luau tot ce puteau și mergeau mai departe. Royal Africa Company, aceasta practic a fost singură responsabilă de mai tot comerțul cu sclavi, care sclavi, din câte ne spun autorii, erau înfierați cu roșu, cele trei inițiale ale companiei, Africa Royal Company, pe piept. Mai recent, de asemenea, o să mai dau două exemple să nu stau prea mult pe acest subiect. Tot vorbind de Japonia, nu știu dacă știți despre Minamata, este în Japonia, este unul dintre cele mai dezastroase, evenimente care produse de om în anii 50, când o firmă care făcea chimicale a vărsat în râu și în apă mult timp mercur. Și au murit aproximativ 3.000 de oameni. Se numește boala Minamata, arată groaznic. Dacă vă uitați pe internet, practic nu mai poți miști. Foarte, foarte neplăcut. Deci da, compania a făcut lucruri foarte, foarte rele, dar izolat. Dar autorii ne spun că fără companie, standardele de viață ale oamenilor nu s-ar fi ridicat, că s-au ridicat până acum. Dacă nu exista Ford, de pildă, poate n-am fi condus mașina nici acum. Și cum a spus Adinaur, orice ar face, guvernele nu pot să organizeze și să canalizeze capitalul uman și financiar la fel de bine ca companiile. Cu excepția guvernelor tehnocratice. Da. Cam atât aș avea de spus despre carte. Vă recomand. Este diferită de celelalte trei cărți care au apărut în colecția Povestea Banilor. Are un aspect mai nefinanciar, dar foarte, foarte important pentru înțelegerea mecanismului economic modern, capitalist. Cu aceasta le dau cuvântul celor trei invitați. Mulțumesc! Bună seara! Mulțumesc că ați venit într-un număr atât de mare la această întâlnire. Este o carte foarte frumoasă și înainte de a vorbi despre carte, aș fi vrut să spun câteva cuvinte despre această colecție, Povestea Banilor, pe care o îngrijește Ștefan Liceanu și a fost ideea lui. E al patrulea volum, nu? Al patrulea volum. Sunt niște cărți foarte frumoase. Vă recomand în mod particular, toți suntem în februarie, pe această mania la lelelor, care a fost al doilea volum editat, o poveste splendidă despre o floare. Și mă gândeam că tot vine 1 martie, când dăruiți o floare doamnelor de 1 martie, să adăugați mania la lelelor. E o carte splendidă. Va place și doamnelor și domnilor. Deci un dublu profit când mergeți acasă cu cartea asta. Venind la cartea de astăzi, la compania, ca și mania la lelelor, spunea Ștefan, e o cărțulie. E o carte care se citește alert și ușor. E scrisă de doi englezi, care amândoi scriu la The Economist de mulți ani. Amândoi școliți la Oxford. Deci au un CV impresionant și au scris mai multe cărți împreună. Și lucrul ăsta se simte. E bine structurată. E o carte cumva, aș spune, pe o temă hibridă. A lua, și nu e singura din colecție, aveți o altă despre istoria riscului. Povestea riscului sau povestea companiei e ceva ce au făcut autorii să creeze, nu? De regulă te preocupă o companie sau o companie într-o anume țară sau e o temă în sine foarte interesantă, e o temă de istorie economică absolut abordabilă pentru oricine. Cred că miza
acestei cărți vine, cel puțin pentru mine, din întrebările pe care le pune și din răspunsurile pe care le dă. Și dacă vi se va părea poate că începe ceva mai greu, mai greoi partea istorică, să știți că finalul cărții e trepidant. E precum Solenoidului Cărtărescu, dar în 200 de pagini, nu în 800. Deci începe ceva mai greu partea de istorie economică și una din întrebările fundamentale pe care cartea o pune în primul capitol este de ce, după căderea Romei, centrul economic al lumii s-a mutat către lumea arabă și către China. Și apoi, de ce Orientul a pierdut supremația comercială în favoarea Occidentului? Și cred că e o întrebare fundamentală. Cartea dă niște date foarte interesante. Faptul că Marco Polo, când descoperă China, e uimit de flota comercială pe care o aveau. Ceea ce noi nu știm, sau eu cel puțin nu știam, era că arabii fuseseră în China de mai multe ori și că comerțul era deja înfloritor. Deci între ei lucrurile erau mult avansate. Și răspunsul pe care dă cartea la această întrebare fundamentală, cum s-a mutat și de ce? S-a mutat pentru multe secole, cel puțin până astăzi. Greutatea economică din Orient către Occident, răspunsul este unul istoric și foarte interesant. Vine din izolare, dintr-o dorință de a avea un sistem care ți este care este suficient sieș. Și e un citat frumos aici, în care un împărat al Chinei spune: noi avem tot ce ne... spune regelui George III al Angliei la 1793, spune: noi avem tot ce ne trebuie. Nu avem nevoie să importăm mărfurile barbarilor străini în schimbul propriilor noastre produse. E limpede, e un lucru care apoi, sau mai înainte, dar și mai apoi, a fost, comerțul a fost suprimat de către împăratul Chinei, nu aveau nevoie, era suficient. Și după cum știm din teoria economică, neavând schimb, chiar cu o țară mult mai săracă decât tine, tu pierzi de fapt. Pierde și unul și altul. Și aici sunt convins că domnul Gurgan ne va spune niște... O altă scară, mi se pare că și în ziua de astăzi chinezii au aceeași filozofie, să știți, adică... Înfugați finalul discursului, chiar. Da, suntem într-o totul de acord. Și cred că o altă chestiune interesantă e iarăși rămânând în zona asta a Orientului, e vechimea companiilor. Eu mă amintesc că în facultate sunt două lucruri care au legătură cu cartea. E o listă foarte mică de companii care au mai mult de 200 de ani vechime. Și am descoperit, astăzi mă uitam să văd ce date există. Banca Națională a Coreei a făcut acum câțiva ani o cercetare și a constatat că sunt doar 5800 și un pic de companii mai vechi de 200 de ani. 200 de ani e al alte, nu așa, de mult în istoria lumii. Și ce e fundamental interesant, și probabil că domnul Liceanu ne va spune mai multe despre asta mai târziu, este că din cele 5500 sunt de companii, probabil că o să descoperiți cu aceeași încântare ca și mine, că 3146 sunt localizate în Japonia. Din 5500. Și următoarea națiune care a dat companii vechi e Germania, cu 837. Apoi Olanda, geniul comercial olandez, 220, și Franța cu 200. Aici vrei să adăuga ceva? Nu, mă gândeam la Japonia, într-adevăr. Răspunsul e simplu. Motivul pentru care asta este realitatea este că în prima ta nu a atacat nimeni niciodată. Și au avut 2000 de ani să-și facă cultura neestingheriți de nimeni, concentrați pe ei și pe societatea lor. Asta este explicația.
Și sunt companii mici, să știți, mare parte din ele sunt companii cu mai puțin de 100 de angajați, în mare parte sunt hoteluri sau restaurante, companii de familie care au rămas în interiorul acelui sistem. Un lucru amuzant în această chestiune, a vorbit domnul Liceanu mai devreme de compania Indilor Orientale. E vorba de o companie care a denuit vreme de 300 de ani, fondată la 1599. Era o companie până la urmă privată, cu 278 de acționari britanici, și care bătea monedă, avea armată, avea o flotă imbatabilă și avea teritorii. Deci, practic, avea un monopol asupra Indilor Orientale, țărilor și porturilor din Asia și Africa, spre și dinspre toate porturile, orașele și locurile de pe insulele de acolo. Deci era ceva enorm de mare, care încerca într-un mod, cum spun, extrem de comercial să facă profit. La un moment dat, unul din sultani și-a dorit o doamnă englezoaică pentru haremul său. Și compania a găsit imediat un englez onorabil care vrea să-și trimită fata în haremul sultanului. Probabil că era și un interes comercial la mijloc, nu știu dacă era unul dintre acționari. Acțiunea a fost oprită nu de companie, erau cu toții de acord că e o metodă bună de a mitui sultanul, ci de regele Angliei, Iacob I, care a spus, noi, până aici, haideți să ne oprim, practic. Deci e o carte cu mult pitoresc. Cred că introduce alte teme interesante, dincolo de ce este compania și cum s-a născut. Această relație stat-companie, care în Anglia, în secolul XIX, a fost practic o mare discuție. Dacă ea este o asociere privată, supusă legilor, dar cu un singur scop de a face bani, sau este o asociere publică care se presupune că acționează în interesul public. Și răspunsul îl vedem astăzi. În fine, două lucruri aș mai menționa. E foarte interesantă cartea prin perspectiva pe care o dă companiilor comerciale integrate în națiile din care fac parte. Și aici e o paralelă pe care o fac între companiile japoneze, companiile europene, și aici o deosebire între cele germane și britanice, și cele japoneze. Și în anii 90 a fost o manie, practic, un curent foarte puternic în America de a redescoperi eficiența companiilor învățând de la japonezi. Și mi-am amintit că era un exemplu splendid, un caz de management, a fost o asociere între Toyota, încă nu au dat faliment, am aflat de Toshiba și încă îmi sângerează sufletul, dar Toyota e bine, nu? Toyota e bine. Era să dea faliment acum o câțiva ani. Probleme majore, pornind din Statele Unite. Mă bucur că sunt în viață, așa da, Toyota și cu GM se asociază, erau anii 90. Și hotărât să ai consiliu comun pentru această asociere și două teme au fost fundamental tratate diferit. În primul rând, modul în care și-au împărțit sediul central. Japonezii foarte politicoși, ca de obicei, au spus, vă dăm întâietate să alegeți voi cum vreți să împărțim clădirea. Americanii au spus, dacă nu-i cu supărare, noi am luat top floors. Vrem alea cu vedere frumoasă, să avem etajele 20, 21, 22, așa până la 18 și le luăm și pe cele de jos ca să vă dăm compensare. Nu, japonezii, dacă vreți, luați-le pe toate alea de sus. Pentru că ei n-au înțeles de ce, au fost foarte fericiți și au luat etajele de sus. Japonezii au luat pe toate celelalte și practic au făcut niște partiții minimale, n-au separat decât closetele de rest și lucrau la niște mese rotunde, toți împreună în echipe, în vreme ce americanii își pierdeau timpul între etaje, noroc că erau toți la oaltă, între etaje, alergând dintr-un birou într-altul, trecând prin filtre, prin secretare, memo-uri și așa mai departe. Deci era o cu totul și cu totul altă abordare de status și de mod de lucru. Și apoi împreună au decis să meargă în Camerun și asta este o poveste delicioasă. Americanii s-au dus, GM s-a dus cu mașinile lor de linie, anii 90, petrolul era foarte jos, ca și acum, dar mașinile erau
ieftine și consumau mult, pentru că nu era o problemă consumul, și au hotărât să se ducă cu acele modele americane cu care în Europa trebuie să faci două, trei manevre ca să iei un colț în, într-un oraș medieval din Italia. Gri, negre, albe și linia clasică și suprema fantezie din când în când o mașină roșie. Toyota a făcut cu toată, a trimis o echipă de 30 de cercetători japonezi care au cercetat piața din Camerun și au venit cu concluziile. Știți de fapt ce își doreau camerunezii? Ce fel de produse? Nu, și culoarea o diferență. Ei nu își doreau mașini, în primul rând. Ei își doreau motociclete. Asta era, deci GM era complet pe lângă. Și își doreau o culoare, era favorită africanilor și este și astăzi. Și care e culoarea preferată africanilor? Nu e roșu. Sunteți foarte aproape. Portocaliu. Și Toyota s-a dus, practic, din prima șarjă cu motociclete aproape toate portocalii, de la cea mai mică la cea mai mare cilindre, cu un succes enorm. Deci, asta vă arată, practic, niște modele de gândire foarte diferite. Și e o temă a cărții, poate nu suficient tratată cât tratează Michael Porter în Avantajele competitivilor amenaților, dar e o temă importantă. Cum au evoluat companiile și de ce sunt ceea ce sunt astăzi? Și de ce, totuși, după 100 de ani, America rămâne cea mai mare economie a lumii? Un ultim lucru aș vrea să spun, și anume, întrebarea finală a cărții, care este una extrem de importantă, care e viitorul companiei? Acum, cartea a fost publicată în 2003. E o notă importantă, cu un recul de 12-13 ani. Noi știm puțin cum au mers lucrurile față de ce au văzut autorii. Dar ei dau un răspuns în trei părți, care sunt extrem de actuale. Primul lucru pe care îl spun, trăim o epocă a fuziunilor. Și într-adevăr, este ceea ce s-a întâmplat și continuă să se întâmple și în domeniul tehnologiei, și în domeniul bunurilor de larg consum, dar se întâmplă fuziuni și probabil că se vor mai întâmpla. E o altă discuție despre ce va fi mai important în timp și ce va crește mai mult, companiile sau națiunile. Și cu date bine documentate, bine demonstrează că, de fapt, percepția noastră, sau a multora dintre noi, e aceea că multinaționala a câștigat enorm de mult teren. Și că națiunile cumva sunt împinse la margine. E bine, nu e așa. În timp, națiunile cresc mai repede decât corporațiile. Și un răspuns interesant, cred, dădător de speranță totodată. Nu în ultimul rând, încă un aspect, este compania este din ce în ce mai puțin materială. Dau exemplul lui Manpower din Statele Unite, care e o companie care oferă personal, mai ales pentru mâna de lucru necalificat. Acum sunt prezent și în România, am lucrat cu ei când aveam nevoie de personal la fabrica de la Ploiești. De asemenea, aș da exemplul lui Nike, care cred că mulți dintre voi știți că n-au decât practic câțiva designer și logo-ul, nou fabrici în sine, e fabrică pe contract în alte locuri. Și compania va fi mai mult o rețea decât o entitate. Și acesta este un lucru pe care l-au văzut just după 12 ani. Cred că astea sunt cele câteva lucruri pe care vreau să vi le spun. Vă atrag atenția asupra notelor scrise de Ștefan Liceanu, ca de obicei bine documentate și interesante. Sunt câteva lucruri frumoase despre ce e un IPO, despre legea porumbului din Anglia și, în fine, despre cheierețul. Poate ne spuneți câteva cuvinte mai târziu. O carte pe care vă recomand călduros, care se citește ușor și pe care o, cum vă spuneam, o puteți cumpăra odată cu mania în alelelor de 1 martie. Una pentru Tom și una pentru Doamne. Dar, sigur, interșanjabil între ele. Mulțumesc mult!
seara eu sunt Moise Guran și am citit această carte. Vreau să vă mărturisesc însă din capul locului că am acceptat această dezbatere înainte să citesc această carte, deoarece eu cred că avem în fiecare zi o dezbatere despre corporație și rolul ei se petrece. Deci astfel de dezbateri sunt și la televizor și la radio și pe Facebook. Fac mult pe Facebook, cred că și acasă în familie avem astfel de dezbatere cu toții. Și cred că și, deci eu am știut din momentul în care am auzit despre ce e cartea și am zis, da, abia aștept, am știut că vom avea o dezbatere aici. Această carte este o dezbatere despre corporații. Ce sunt corporații? La fel putea fi o carte despre ce e omul. Să știți că ea nu oferă răspunsul la întrebare. Aici vă contrazic, mie nu mi s-a părut că adică te lasă să-l înțelegi, să-l gândești, după care tot te mai întreb, ok, și ce se mai întâmplă? Din punctul ăsta de vedere, într-adevăr, cartea nu prinde epoca crizei recente pe care am trăit-o. O criză care însă nu este, de fapt, în tiparele altor crize. Cartea este e un fel de articol mai lung. Eu, ca jurnalist, vă spun că noi avem mania asta de a comprima. Aș fi vrut această carte, i-am spus și domnului Liceanu, să aibă 1500 de pagini. Și pentru fiecare dintre cazurile luate, să stau și să citesc la ele o săptămână. Sunt fascinante. Dar de fiecare dată sunt particulare, ceea ce poți, ce concluzie poți să tragi după ce citești această carte, sau dacă această carte ar fi avut 1500 de pagini, cred că singura concluzie pe care trebuie sau poți să o tragi este că evoluția acestei forme de organizare a muncii sau a capitalului sau a comerțului sau spuneți cum vreți, de la companie până la corporație și multinațională, este sinusoidală. Adică are creșteri și descreșteri, războaie, inovație, educație, toate pe care, de fapt, oamenii din spatele lor le fac. La fel, criza recentă, această carte se oprește după criza Enron și WorldCom, care nu diferă în esență. Este vorba de reglementare și de reglementare, de noi modalități de a face bani, mai mult sau mai puțin cinstit. De fapt, dezbaterea despre corporații pe care o avem în societatea noastră astăzi este dezbaterea care a existat sub o altă formă de la apariția, dinainte de apariția companiei pe acțiuni, mult înainte. Și asta a fost concluzia pe care am avut-o eu citind această carte. Discuția este despre putere, să știți. Nu e despre bani. Banii sunt instrumente. Puteți să mă întrebi oricând, chiar vă rog. Deci, discuția și întrebarea pe care cred că am simțit-o și pe finalul speech-ului domnului Vica, este asta. Cât de malefice sunt corporațiile? Sunt ele cele care au luat puterea împotriva națiunilor? Sau, ca să vă contrazic, domnule Liceanu, nu guvernele le-au oprit. Corporațiile întotdeauna și-au găsit oameni în guverne. Națiunile, de fapt, le-au oprit sub o formă sau alta și le-au reglementat prin guverne care, în mod normal, trebuie să reprezinte... Aici e complicat, pentru că și corporațiile reprezintă tot forme de organizare ale oamenilor. Deci, acolo intervine, de fapt, problema și conflictul, pentru că este un conflict pentru putere și despre putere. Exact asta spune... Exact asta spun și autorii, că, de fapt, compania a avut o naștere grea din lupta dintre guvern și sectorul privat, afaceriști, antreprenori și așa mai departe. Și, evident, lor ținea fond de putere. Cine avea putere mai multă? În sensul ăsta e sinusoidală. Deci, asistăm... Să știți că eu încerc să văd... În zilele noastre, de exemplu, probabil că mulți dintre noastre, eu cel puțin am remarcat, nu știu dacă veți fi sau nu de acord cu mine, o evoluție, o ascensiune, cum să zic eu, a marxismului hipsteresc, i-aș zice. Adică e o chestiune care vine pe o cultură oarecum precară așa și câțiva lideri de opinie zic, iată, dușmanul, corporațiile. Ele sunt cele care cuceresc puterea, ne exploatează, ne bagă hamburgeri pe gât și ne iau locurile de muncă. Ceea ce poate fi adevărat, mare atenție, poate fi adevărat. De fapt, dacă stai și analizezi chiar viața economică din România,
și din ultimii ani, dar din ultimele decenii mai degrabă de după Revoluție, poți ajunge la concluzia că în funcție de cât de pregătită este națiunea, forma de organizare, da? Câtă cultură politică are, cât de onești sunt liderii pe care reușește să-și aleagă, determină în final un comportament mai leal sau nu al corporațiilor care intră pe o piață. Deci corporațiile au, să știți, în ultima perioadă, cel puțin în România, au un rol extrem de benefic. Au început să suplinească lipsuri ale societății noastre, cum ar fi, de exemplu, cercetarea sau chiar educația sau formarea profesională. Asta pentru că au apucat să intre la un moment dat în care societatea noastră era mai sus, iar acum este mai jos și le e mai greu să plece decât să schimbe în bine. Asta e paradigma acestor zile. Probabil că s-a întâmplat să fie așa. Discuția asta despre corporații, puterea lor, până unde poate merge, ce le putem permite să facă în societatea noastră, va fi permanent una de actualitate. Și nici măcar nu este o discuție stânga-dreapta, să știți. Autorii articolului, acestei cărți, la fel ca și mine, într-o mare măsură, au opinii de dreapta. Ei trec în mod onest, așa cum a spus și domnul Ica, trec în mod onest prin istoria corporației, marcând fiecare punct de brutalitate sau lipsă de omenie, sau spuneți-i cum vreți, dar remarcând, bineînțeles, și momente de glorie sau momente care au dus până la urmă la inovații ce au propulsat înainte omenirea. Acum, din păcate, noi ca societate am retrăit o bună parte din această carte, deși târziu după anii 90. Asta a fost istoria noastră. Deci a trebuit să o luăm cumva de la zero, inclusiv cu modelele baronilor tâlhari. Într-o măsură mai mică decât în anii 90. Ca jurnalist de 20 și ceva de ani, vă spun că astăzi e mai bine decât atunci, din punctul ăsta de vedere. Mai cu seama că acum ei scriu și cărți. E o schimbare. Dacă ne invitați la o lansare din asta, s-ar putea să răspundem pozitiv și... Aș avea, iertați-mă, am o curiozitate și vă întrerup. Ați avut vreo cerere din partea unuia din acest scriitor să publice la editura Humanitas? Din ce știu eu, chiar a existat opoziția domnului Liceanu, care spune că sunt tot felul de edituri obscure care se ocupă cu asta. Am divagat. Această carte, așa cum vă spuneam, eu regret foarte mult că nu e ceva mai amplă. Mă fascinează foarte mult partea de istorie, fără a putea, încă o dată vă spun, fără a putea ajunge, poate peste o lună de când am citit-o, să mi se mai așeze niște idei ca să se mai sedimenteze și să pot ajunge la o concluzie. Eu nu am ajuns la o concluzie citind această carte, dar m-a pus pe gânduri. Eu gândesc mai greu, deși nu sunt ardelean, eu gândesc mai greu și probabil că o să, la un moment dat, o să reiau pasaje din această carte sau o să iau alte cărți în care o să găsesc mai multe detalii. Adică a reușit să mă stârnească asta, încerc să vă spun. Aș putea să vă și citesc din ea, dar am gândit că mai bine facem o discuție, că îmi pregătisem câteva pasaje care să și susțină ceea ce v-am spus, dar mai bine mă gândesc, dacă doriți să interacționăm, ar fi mai frumos. Știți ce am răspuns domnului Guran, că mi-a spus aceeași chestie la intrare? Mi-a spus, cartea asta a fost minunată dacă avea 1500 de pagini și a aprofundat fiecare chestie mai serios. Și am spus că dacă aveam 1500 de pagini, nu cumpăra nimeni. Deci nu puteam să o publicăm. Dar, într-adevăr, are dreptate, în sensul că cartea este un fel de colecție de mini-pastile de înțelepciune și de istorie și de gândire economică, care fiecare în parte ar putea fi subiectul unei alte cărți. Asta este adevărat. Dar consider totuși că autorii au făcut cât au putut de bine sub 200 de pagini. Ca jurnalist vă spun că mereu avem chestiuni de astea. Ei au avut, doamne, 200 de pagini, noi avem un număr de semne. Pentru trebuie să atingem lucrurile și este frustrant uneori. Adică
nu știu, eu citesc, nu mă obligă nimeni să citesc cărți, sunt fericit că nu mă obligă nimeni, le citesc de plăcere și nu mă deranjează să citesc un an pe o carte. Deci n-am o astfel de... cu condiția să-mi placă. Și acest domeniu al istoriei economice, și vă mulțumesc, domnule Liceanu, că ați deschis, am mai avut această discuție, de fapt, când m-ați invitat în trecut la o lansare, la fel. Sper din tot sufletul să prindă cumva, pentru că noi avem nevoie de acest tip de educație, avem nevoie să înțelegem prin ce a trecut lumea înaintea noastră, mult înainte, prea mult înaintea noastră, să înțelegem chiar vremurile pe care le trăim, chiar dacă ele vin cu 200 sau cu 300 de ani în urma celorlalți, înainte de a putea spune aș vrea să lucrez aia, să fac aia, corporația e de vină sau trăiască lenin. E o părere. Aveți întrebări? Puteți să ne puneți orice întrebare doriți. Domnul Neamț. Bună seara, felicitări pentru volum. Vreau două întrebări să pun. Una legată de companiile de stat și companiile private. Dacă autorii ne spun, n-am citit cartea, dar am citit o carte despre The American Right, și sunt niște scriitori fabuloși, dacă cumva ei ne explică de ce companiile de stat tind să fie falimentare sau perdante. Și a doua întrebare, comentariu, dacă nu credeți cumva că hipsterimea neomarxistă este de fapt victima unui eșec al statului social european, în mod special, da, de a genera prosperitate. Vorbim despre oameni care sunt loviți de șomaj, în Spania 45%, în Grecia 48% șomaj printre tinerii sub 25 de ani. Deci tinerii aceștia care sunt de fapt paradoxal, pentru că ei sunt îndrăgostiți de branduri și în același timp critică multinaționalele, sunt victime. Și ale lipsei de educație, cum sugera domnul Buran, educația din școli ne promovând ideea de companie și de libertate antreprenorială care te scoate din sărăcie, dar și victima statelor care, iertați-mă, au favorizat o anumită clasă, și nu vreau să deschid o luptă de clasă, și mă refer la statele asistențiale care au dat bani mai mult altora. Pot să răspund eu? Deci există într-adevăr un capitol important, cel al anilor 60, în care este în această carte, în care este tratată exact partea asta cu marile companii europene de stat, a trebuit să recupereze, de fapt, după al doilea război mondial, multinațional a plecat din Marea Britanie, dar americanii, după al doilea război mondial, au profitat extraordinar de situație și au devenit o putere globală ce a îngrozit statele occidentale europene, care au creat corporațiile de stat după care le-au privatizat. Sunt câteva exemple destul de cunoscute, începând de la Marea Britanie până la Franța, Renault și așa mai departe. Acum, despre partea cu statul asistențial, aici discuția este mult mai amplă și iese din cadrul acestei cărți. Dacă mă întrebați pe mine, cred că în Europa avem exemple și pro și contra. N-aș lega atâta exemplul Spaniei, m-aș duce mai degrabă către exemplul Franței, care, mi se pare mie, a fost mult mai asistențial decât a fost de dreptul comunist, ce se mai cădea de la vale. Poate știți, domnul Neamțu, că de câțiva ani Franța reușește cu greu să se mențină pe o creștere economică zero, are niște tensiuni sociale extraordinare care, uite, până la urmă, au ricoșat în terorism. Asta pentru că Franța a luat-o mult înaintea capacității de a produce lucruri mai bune și mai ieftine decât principalul concurent, care e Germania, nu altcineva. Francezii au avut până acum salarii mai mari decât nemții, de câțiva ani nemților le cresc salariile, iar francezii nu înțeleg ce li se întâmplă. Nu cred că vorbim... Vedeți, mediile statistice au păcatul de a nu arăta cu adevărat o situație. Adică, mie mi se pare că atunci când vorbim, nu știu, asta cu hipsterimea marxistă, poate, adică n-am vrut să jignesc pe nimeni. Există tineri mai educați și tineri mai puțin educați. Nivelul mediu de educație al unei epoci poate fi diferit de nivelul altei epoci, din diferite cauze. Nu cred că vorbim despre aceiași oameni. În general, șomajul mare în rândul tinerilor vine din tinerilor din Europa Occidentală și de la noi, că și noi avem această problemă. Șomajul în rândul tinerilor la noi e de 25%, nu e de 45%, dar e oricum foarte mare.
vine în special din, dintr-o criză a sistemului educațional care nu este numai la noi. Că în momentul de față, când reușești să faci să ai un anume tip de educație, un anume tip de diplomă, te aștepți să faci ceva în viață. Societatea nu mai reușește să-ți ofere foarte multe, mai ales dacă nu știi să faci foarte multe, chiar dacă ai o diplomă. Și atunci există șomaj, așa s-a născut șomajul de lungă durată, tineri cu diplomă care vor să ocupe funcții pentru calificarea lor și nu reușesc să facă acest lucru, dar nici nu mai au acel tip de stoicism în care dacă ești inginer sau profesor și mor de foame, să te duci să cari bagaje sau să faci o muncă necalificată. Acesta este un conflict de profunzime, însă. Este un conflict mai degrabă cultural, pe care nu știu dacă economia va avea pârghile într-o perioadă foarte scurtă de timp să le rezolve. Cred că avem o problemă de model educațional care vine din familie, nu numai la noi, încă o dată. Chiar la noi situația este mai bună decât în altă parte, cel puțin pe medii statistice. Să știți că la noi, de fapt, problema cu șomajul la noi e că e foarte mascat de rata mare a inactivității. Adică jumătate din populația României este inactivă. Șomaj înseamnă că sunt cauți de lucru. Deci avem o rata șomajului de 25% în rândul tinerilor, pentru că 25% din populația de până în 25 de ani își caută de lucru. Asta nu înseamnă că restul de 75% are de lucru. Nu înseamnă acest. Deci situația e cam aceeași la nivelul european. E posibil să avem o problemă de educație a muncii ce pleacă din familii, chiar din devalorizarea unor idei tradiționale. E un subiect foarte amplu, v-am spus, dar ce cred eu, cred că mă depășește, de fapt, subiectul ăsta. Dacă aveți opinia, aș fi fericit să o opinie. E chiar complex. Mulțumim pentru a doua întrebare, este o întrebare fundamentală. La prima întrebare am să răspund foarte scurt. Nu, cartea nu explică de ce companiile de stat sunt mai puțin performante decât cele private. Pot să vă spun din experiența proprie la Ministerul Culturii, unde mă ocup de companiile neperformante, răspunsul e foarte simplu. De ce sunt neperformante? Pentru că au fost devalizate. Spre asta este vorba. Adică vorbesc din acte. Și pentru că din depăsarea autorității pe de-o parte și din apetitul pentru patrimoniul al altora, companiile au fost devalizate de tot ceea ce aveau mai valoros. Deci e o imagine dramatică, dar acesta este adevărul și cred că trebuie să spunem limpede. Pe de o parte. Pe de altă parte, a doua întrebare e fundamentală. De ce hipsterimea marxistă a ajuns să aibă manifestări de stânga accentuată dacă statul avea un rol de jucat? Cred că domnul Gurean a răspuns în mare parte la întrebare. Eu aș vedea lucrurile cu blândețe aici. Și aș spune ce spunea Petrețuțea, că dacă până la 25 de ani nu ești de stânga, înseamnă că nu ești generos. Dacă după 30 de ani nu ești de dreapta, înseamnă că ești un dobitoc. Foarte bună remarcă. Mai aveți întrebări? Da, să vă aduc un microfon. Nu, e regulă. Avem unul aici. Ia uitați. Bună seara. E o întrebare pentru toți invitații, având în vedere că este vorba despre cum întrebarea ar fi în România, dacă unul există un model, să-i spun, autentic, o formă autentică din care se poate inventa, reinventa ideea de companie. Autentic românesc. Românesc, da. Dacă există ceva în cultura muncii noastre, dincolo de frământările sociale, de la care se poate construi o cultură a unei companii. Pentru că, în opinia mea, nu pot să ai o companie longevivă fără să ai o cultură și orice companie, la un moment dat, sau că e la început, că este la un moment dat în viața ei,
are un vârf, așa cum, de exemplu, știm de Steve Jobs și așa mai departe. Avem cultură, putem să facem, mai trebuie să mai împrumutăm. Mulțumesc. Aș încerca să răspund eu la întrebarea asta. Înțeles, părerea mea sau răspunsul meu este strict personal. Aș spune că simplu fapt că România nu mai a avut o structură economică timp de 50 de ani, că ceea ce era un viitor promițător în anii 20-30 a dispărut și în urma comunismului au dispărut toate valorile de proprietate privată, de muncă serioasă și așa mai departe. Aș spune că economia României a început la punctul zero în 1990. Companiile longevive, cum ar fi Apple de pildă sau multe altele, au beneficiat de un mediu foarte stabil, încurajată de piață, de condiții bune de piață, încurajată de guvern să-și facă treaba. Noi nu am avut așa ceva până acum. Chiar m-am amuzat de fapt că, venind după ceva ani în România, am văzut că erau foarte multe filme ceva SRL, Gigi SRL. De obicei era numele și anul. Gigi 97 SRL, Raluca 2000 SRL. Și m-am uitat puțin la statistici în România. Se pare că, chiar mi-am notat de fapt, noi avem, o să vă spun, în ziarul financiar. E chiar interesant că a spus întrebarea asta, pentru că am și un răspuns cu cifre. În prezent, în economia românească sunt cam 650.000 de companii, doar persoane juridice, din care în jur de 200.000 au cifră de afaceri zero. Deci sunt Gigi SRL lăsate pe parte, undeva la parterul unui bloc. Iar ca firme mici și IMM-urile, avem un total 426.000. Deci din 650.000, 426.000 sunt IMM-uri, ceea ce confirmă teoria mea că foarte multe firme sunt făcute așa, pur și simplu de către un individ care se juca cu ideea de companie. Cred că mai este, nu cred că avem o cultură în acest sens ceva autohton. Dar de asemenea aș spune că nu cred că este nici bine faptul că cele mai mari companii din România au toate capital majoritar străin. Cumva, și vreau să spun, să dau dreptate oarecum cărții acesteia, practic ce s-a întâmplat după anii 90 este faptul că multe companii străine, având nu mai multe avantaje competitive față de noi, au venit și ne-au colonizat cumva. Asta nu e lucru rău, pentru că noi nu aveam capacitatea să o facem noi, individual. Nu aveam de unul, nu știam, nu aveam know-how. Problema reală care se pune este, și îmi doresc să văd că nu ar fi așa, peste 5 ani, să spun, sau 10 ani, oare vom vedea câteva companii mari? Oare vom vedea câteva companii care chiar prin rădăcini local și încep să facă, să aibă o competiție cot la cot cu cele mari, cu capital străin sau nu? Pe plan internațional. Pe plan național. Național? Da. Avem în momentul ăsta. Avem, dar... Avem, dar nu putem fi neapărat foarte mândri de ele. Adică depinde unde vreți dumneavoastră să ajungeți cu această întrebare. Dacă vă referiți la originea capitalului, vedeți, noi în România nu avem în momentul de față o piață de capital. Deci, în mod firesc, capitalul performant în România poate fi doar străin, sau doar de tipul Baron Tâlhari, să mă ierte. E o generalizare extrem de păcătoasă asta, dar uitați-vă la marii proprietari români, o parte dintre ei deja sunt în pușcărie. Înțeleg, mă interesează la ce forțe convergente sunt. Pentru că, în experiența mea, trag de oameni. Domnișoară, ne dorim din tot sufletul să avem o identitate. Știți cum? Să zicem că de la Dacia avem o chestiune, mă înțelegeți, și noi vom face... Dar să știți că am descoperit niște modele care, uite, care știți cum ocaziile întotdeauna se nasc. N-am reușit, deci m-am uitat pe statistici și n-am reușit să găsesc o explicație acceptabilă pentru faptul că România are, la mii de locuitori, cei mai mulți IT-iști. M-am dus mai departe cu investigația și am vorbit prin politehnici și am aflat de la profesori universitari chiar că nivelul absolvenților de la noi, de facultăți de astea de informatică, este foarte slab, este foarte jos.
Și atunci n-am mai înțeles nimic. Adică cum? De ce facem performanță în domeniu? Nu înțeleg. Chiar facem performanță, vă rog să mă credeți. Deci se creează de fapt un model care vine probabil pe o zestre, adică sper eu pe o zestre genetică, că sunt român și mă vedeți, doamne, să fim deștepți. Să ne vine prea dat Dumnezeu minte. Adică până la urmă am ajuns la concluzia că ei au fost extrem de stimulați. Exact de ce vă spuneam mai devreme, de investițiile în cercetare pe care corporațiile le-au făcut. Iar mai departe au început să subcontracteze cu mici antreprenori din acest domeniu, băieți cu două calculatoare într-o firmă din asta, GGSRL, cum spuneți dumneavoastră, am și un GGSRL de asta. Adică o firmă inactivă. Am avut o idee și am făcut firma și după aia n-am mai continuat-o. Dar firma e... Pot să oricând să... Dar să... Așa. Deci ca să-mi reiau ideea, dacă ați ști cât de mulți sunt în momentul de față, deci noi, lumea s-a schimbat și se schimbă, în permanență se schimbă. Chestia asta cu dezvoltarea de aplicații. Aproape săptămânal primesc mail-uri sau telefoane de la oameni care vor să arăt aplicația lor la televizor. Pe unele le arăt, pe altele nu, în funcție de cât mi se pare mie, bine, e o judecată subiectivă, dacă mie mi se pare că subtile societății le arăt, ca pe o chestiune. Altorii dintre pe colegii mei mai tineri, am colegi de 20 de ani, tocmai ca să vă simt așa ca generație și să simt, să înțeleg lucruri pe care eu la vârsta mea nu le mai înțeleg. Deci lucrurile așa evoluează și eu cred că s-ar putea crea sau este pe cale să se formeze un model, dacă vreți, cum a fost formularea, autentic, pe românesc. Nu știu dacă putem spera să fie în domeniul ăsta, însă am speranță. Nu știu dacă v-ați satisfăcut răspunsul. O să vă întreb și eu ceva. Pot să vă pun o întrebare? Vă rog, vă rog, vă rog. Deci vreau să profit de inteligența economico-financiară care e adunată în fața mea și chiar sunt curios pentru discuția de astăzi seară, dacă putem răspunde oarecum la un lucru care privește societatea noastră pe linia pe care discutăm acum. Speța destinului companiilor în România. Astăzi am aflat că BNR-ul a făcut o evaluare a companiilor românești și a constatat un lucru elementar. L-aș numi plafonarea lor. Cu alte cuvinte, că există 400.000 sau 100.000 care au o eficacitate, care pot fi luate în serios, e un lucru. Alt lucru e că foarte puține companii românești sunt în stare să se dezvolte. În așa fel, deci că gradul lor de creativitate în privința dezvoltării proprii este scăzut. De îndată ce ating o anumită orbită, se opresc. N-au curaj să meargă mai departe sau nu știu cum. Lucrul se vede prin faptul că nu există firme românești care trec pe piața străină, care își întind raze de acțiune în alte țări. Pentru mine a fost o uluire când am primit vizita unei companii de librării din Slovenia, care avea deja librării în 5 țări din Balcani. Și venea să ne propună și nouă una. Sau vrea să se intereseze. Și a avut curajul, și prostia, să deschidă o librărie mare în militari. A dat faliment după 6 luni. Dar era impresionant. A încercat. Pentru că nu cunosc prea multe exemple, dar cel mai bine pe cel pe care pot să-l reprezint, este că visul acesta, vă garantez că există în psihologia celor care încearcă ceva, indiferent în ce domeniu, inclusiv cel al culturii. M-am tot gândit, de ce nu avem curajul să deschidem librării în Anglia? Ce ne oprește? Nimic. Ce ne oprește să mergem în altă țară? Ce ne oprește să deschidem o editură în altă țară? Timiditatea. Deci există o lipsă de experiență în domeniul companiilor în România, firească după 50 de ani de comunism și 25 de ani de tranziție și gulguială, care ne împiedică să evoluăm. Ori, în felul ăsta, unde o să ajungem dacă rămânem mereu pe mâna inițiativei
companiilor care au vechime și vin și știu să dezvolte și mai departe. Ce șanse dați, asta e întrebarea mea, capacității noastre a trece dincolo de nivelul mic-mediu? Eu nu știu de pildă cum să ne mai dezvoltăm acum. Cred că e o întrebare fundamentală și mulțumim domnului Liceanu că ne-a dat de gândit, ne dă de furcă cu această întrebare. S-a mai tensionat, așa, o să vreau, mi se pare. Da, sunt două abordări pe care le văd din punctul meu de vedere. Una este aceea de a spune, precum spuneți dumneavoastră, este... era o carte a lui Manoelescu care se numea Tragica predestinare a geniului moldovenesc. Și poate că tocmai asta este starea care ne aflăm. E tragica predestinare a geniului românesc. De ce sunt oameni străluciți români care ajung să conducă mari corporații internaționale și nu conduc multinaționale românești? De ce avem oameni, cum spunea domnul Guran mai devreme, străluciți în IT? La un moment dat se zvonea că la Microsoft a doua limbă vorbită este limba română și nu reușesc să facă în Silicon Valley niște investiții care să dea roade. Pentru că așa a lăsat Dumnezeu românii, cu o inteligență pe care nu o reușesc să o fructifice în sprijinul capitalului local. Pe de o parte. Pe de altă parte, există și câteva mici lumini și mai cu seamă în domeniul tehnologiei. Singurul, și o să încep cu ei care nu sunt în domeniul tehnologiei și care vin acum în minte, sunt doi bravi frați, Pavel, din Bacău, care au reușit ceva ce nu am văzut în niciun alt domeniu. Oamenii aceștia au făcut o rețea de magazine, au început în Bacău cu un magazin cu două. Da. E vorba de Dedeman, o doamnă anticipată. Dedeman a reușit să bată toate multinaționale prezente în România într-o piață extrem de fragmentată, în care erau marile companii germane, franceze, daneze și așa mai departe. Și ei au reușit într-o piață unde bătălia este crâncenă și profitabilitatea este minimă, să oferă un serviciu impecabil și se întinde la nivel național, să deschidă acum și în alte țări, am înțeles, limitrofe, și să aibă un model de succes. Și să priviți cu respect de competitorii lor care fac asta de 100 de ani. Pe de o parte. Pe de altă parte, EMAG este un exemplu care s-a întins în câteva țări din jur și este un antreprenoriat tipic românesc. Da, a fost preluat în mare parte, e adevărat, a vândut. Avem o știre de foarte curând, a citit probabil un capitalist român din Alba, dacă nu mă înșel, inginer la o bârșie care a vândut... Mie medic, atenție. Tatăl era inginer. A vândut... Raul Ciurchin este fiul, la 27 de ani, după ce a terminat medicina, a preluat afacerea Albalac de la tatăl său care o cumpărase la privatizare. A făcut din Albalac cel mai bun jucător din arcade din România și a vândut. Și nu cred că e condamnabil pentru asta unei firme franceze. Și în fine, închei cu ultimul exemplu care mi se pare un act de curaj excepțional. Societatea Vector, care a inventat un ceas inteligent și care nu e prima dată că fac o lansare cu sediul Silicon Valley, o mini-multinațională, în sensul în care au americani, englezi, francezi în corporații și un concept pur românesc care vrea să candideze cu marile corporații în acest domeniu. Deci sunt mici lumini într-o mare întunecată, aș spune. Aș vrea să-i răspund și eu domnului Liceanu.
Cristian, că n-am toată ziua ocazia asta. Cred că este vorba doar de educație și atât. Pe măsură, deci, exemplele date de domnul Ghica sunt câteva, dar pe măsură ce corporațiile mari au intrat în România și au format manageri locali, i-au înlocuit, au trimis expații de aici în cele mai multe cazuri, să știți că trendul natural și firesc este ca un om, după ce a fost o perioadă manager la o corporație, să ia pe cont propriu și să-și facă propria corporație. E firesc. Mai durează puțin, asta e ceea ce... Asta e impresia mea, că o să mai dureze probabil vreo 20 de ani așa, până când o să avem acel tip de, nu știu dacă să-i spun tupeu, de îndrăzneală, să gândim global, să înțelegem lumea în care trăim cu internet și tot ceea ce presupune asta, dar e important și faptul că n-avem școli și de management și marketing. Și marketing. Că degeaba știm noi, domnișoară, ca să continui răspunsul la întrebarea dumneavoastră, să facem, nu știu, legume ecologice, dacă nu știm să le punem pe piață. Ăla este marketing și se învață la școală pentru Dumnezeu. Avem, dar nu sunt la fel de performante. N-am aceeași tradiție, îmi pare rău. Putem să facem orice și să zicem orice. Acești oameni care pornesc de la zero, sigur, ei pot eșua, pot devia în baroni, cum ne-am zis, sticăloși, nu? Și dacă vă uitați la știri în aceste zile, vedeți Horia Simu, fost banchier, care a început să se construiască niște chestii foarte frumoase, după care a făcut câteva șmecherii, acum anchetează DNA-ul. Deci, oamenii care învață devin mai deștepți decât ceilalți, sigur, mai au condiție să nu cedeze tentații de a ieși în afara legii sau de a face rău societății pe care, până la urmă, nu știu, acum ne întoarcem din nou la carte, dacă ar trebui sau nu să slujească scopurile societății corporate. Eu cred că da, și că asta e o chestiune fundamentală, fără de care nu se poate discuta nici despre nimic. E doar opinia mea. Bună seara! Îmi pare foarte bine că am dat exemplu cu Alba Lac. Pentru mine este foarte interesant, lucrez într-o companie, companie românești, care au pornit de la zero în România, cu manageri români. Și la un moment dat, când erau într-adevăr pe val, s-a oprit, exact cum spunea domnul Liceanu, și compania a fost vândută. Capitalul majoritar a fost vândut unei firme străine sau... De ce? De ce nu? Într-adevăr, de ce nu, dar... Hai de ce să nu se dezvolte? De ce să nu fie într-un fel ajutate? Sau ce se întâmplă? De cine? Păi aici este problema. Haideți să vedem lucrurile altfel. Deci nu să putem să ajungem niciodată să avem o firmă mare... Sau să... avem cine? Noi românii, deci să avem o... cultură. Păi stați un pic așa. Deci avem cu toții o companie, nu? Da, doamnă, așa este. Da, indiferent că ești patron, acționar, angajat, director, faci parte din organizația. Așa este. Din... După ani ajuns. Ceea ce înseamnă contează mult mai puțin dacă respectivul capital este românesc sau străin. Ne sperie ideea, și o să o găsiți în această carte, ne sperie ideea ca cineva necunoscut de peste mări și țări să poată decide în legătură cu jobul meu. Dar, în același timp, răspunsul la întrebarea adresată noastră e foarte simplu. Nu poți, fără bani, să lupți împotriva unei corporații. La cazul Alba Lac, deci Alba Lac e un caz fericit, probabil că ar mai fi rezistat pe piață în condițiile în care în România, în momentul de față, banii sunt foarte ieftini. Dar nu poți să lupți cu Lactalis, că vine și scumpără și la Dorna și scumpără toată piața și te închide și te ține sub preț până când nu mai poți cu concurența. Deci te scoate, practic. Aici este vorba de dimensiuni și de capacitatea de a capitaliza pe de o parte și pe de altă parte de a finanța. De-aia vă spun, poate ne grăbim un pic. Adică ar trebui să știm că avem nevoie de educație și în acest domeniu, dar de la educația muncii pleacă toate. Deci top management e altceva, dar avem nevoie și de acest tip de educație și avem nevoie și de răbdare. Adică niște decenii pe care nu le putem arde, nu putem face în 20 de ani ce alții au făcut în câteva sute de ani. Da, dar într-adevăr,
lucrezi, depui tot sufletul și dragi și la un moment dat, când totul este ok, îți dai seama că se oprește și vine cineva care nu mai are același interes de a... De a merge firma bine, cât are interesul de a câștiga el mai mult. Ah, ok. Aici ajungem în zona profitului. Cât ar trebui să fie, și asta e chiar o dezbatere serioasă și care se poate de foarte mult timp, cât ar trebui să fie profit, cât ar trebui să fie dezvoltare, în ce măsură salariații ar trebui să fie respectați. Vedeți, lucrurile astea le găsiți în această carte. Pentru că ele s-au întins aceste dezbateri pe niște sute de ani. Da, în primul, da, încă o dată, pe mine nu mă sperie foarte tare cultura corporatistă. Am ajuns să, deși nu am lucrat niciodată într-o corporație, dacă TVR-ul, nici la TVR n-am lucrat, tot contractor am fost și la TVR. Întotdeauna am încercat să mă păzesc de corporații, pentru că mie mi se pare că o firmă antreprenorială, cu profil antreprenorial, cum e a mea, o firmă mică, este mult mai flexibilă și în același timp mult mai inovatoare. Adică poți să faci lucruri mai repede, mai puțină, dacă ai mai puțină birocrație. Despre asta este vorba, în esență. În același timp, bineînțeles, în același timp ești limitat. Adică în momentul în care vine cineva și spune pe masă, nu știu, noi am estimat, de exemplu, la Bizidei că tranzacția Albala Lactalis este undeva pe la vreo 50-60 de milioane de euro, alții au vorbit de 100 de milioane de euro. În momentul în care spune cineva pe masă banii ăștia, te gândești, pot să o iau de la capăt. Vorbim de o afacere care pentru Dumnezeu a plecat de la 1 milion de euro, o cifră de afaceri, deci vânzări. Acum 15-16 ani. Te pui și în locul patronului. El nu o să mai aibă voie, în mod evident, să dezvolte o afacere în acest domeniu, dar va avea un capital mult mai mare și poate fi acel spotlight de care întreba domnul Liceanu de ce nu avem. Avem, dar uite așa se nasc. Adică sunt niște evoluții, sunt niște etape pe care greu le putem arde. Foarte greu, dar nu văd cum le putem arde. Uite, n-a venit nimeni să preia European Drinks-ul al domnului Micula. Sunteți fericită? Face restructurări oricum, să știți. Pentru că, da, și e capitalist român. Întrebați-l ce salarii plătește. Și se luptă și are o bună parte din piața băuturilor, se luptă cu succes de ani de zile și cu Coca-Cola și cu Pepsi. Și asta vă face pe dumneavoastră să vă simțiți mai bine? Are cetățenie suedeză și tocmai a câștigat un mare proces împotriva statului român, o să-i plătim vreo 100 și ceva de milioane domnului Nicula când ne-am integrat în Uniunea Europeană. Ăsta e prețul nostru pentru el. Sunteți mai fericită? Vedeți? Deja se cred că cu ajutorul și numai sau partea bună a globalizării, dacă vreți, care o groază de părți rele și mult mai mult meritul internetului este că diluează foarte mult granițele culturale. Mie mi se pare că foarte curând, nu știu, nu o să mai conteze atât de mult că eu trăiesc în județul România din țara Europa. Nu o să mai conteze atât de mult acest lucru. Ceea ce nu înseamnă că o să-mi pierd identitatea mea românească, sub nicio formă. Nu mă afectează. Eu lucrez cu o companie cu capital francez foarte mare, Lagardère, care deține Europa FM. Poate nu știați că Europa FM are capital străin. În același timp lucrez și cu Digi24, care e partea RCS, care are un capitalist român. Sau ungur, dar are cetățenie română. E de naționalitate maghiară. Ce contează asta? Ce contează în toate astea? Nu contează ceea ce fac. Ceea ce fac eu ca meseriaș. Respectiv o emisiune, sau mai multe emisiuni, pe care încerc să le îndrept. Nu știu. Dar pornisem de la ideea că firma, compania pornește ca o companie românească și după ce a ajuns la acel nivel de plafonare, cum spunea domnul Liceanu, nu mai urcă, trebuie să fie vândută ca să o ia altcineva și să înceapă, de fapt, lupta pentru profit. Nu e neapărat necesar asta, dar pot să vă spun din exemplul EMAG, că EMAG, cei de la EMAG și-au dat seama că, acționarii EMAG, și-au dat seama că dacă n-ar fi vândut, i-a preluat un fond sud african. Dacă n-ar fi vândut, probabil că i-ar fi îngropat prin strategii de marketing în anii următori. Adică nu aveau capacitatea cât de mari sunt cei de la EMAG să facă față unei avalanșe de acest tip. Deci riscul este să mori, să dai faliment dacă nu vinzi. Cam așa, cam în termenii ăștia se pune de cele mai multe ori problema. Domnul Guran, intervin în punctul ăsta. E foarte interesant. Exemplul cu Alba Lactu
Întâmplarea face că la Edefin am auzit pe domnul Pricina spunând de ce vinde. Și a spus, nu mai pot. Mi-am atins gradul maxim de competență. Deci, iarăși, era vorba de o plafonare. Sigur că da, în concurența cu firme mult mai puternice din afară, am acces teren. Însă, aș mai adăuga ceva la ce am discutat înainte. Dacă împărțim firmele astea din companiile românești, cred că distingem trei categorii, nu mai mult. Cele mici și plafonate, cum spuneam, cele mari și cu baroni ticăloși, cum le-ați zis, și cele medii care își fac treburile, ajung într-un punct, nu mai pot vând. E foarte interesant că cele mari, cu baroni ticăloși, Târhari, așa, cum ați zis, noastră, îi vă citesc pe noastră, nu? E din carte. Așa, baronii Târhari... Trebuie dați deoparte. Pentru că ei n-au nimic comun cu o companie. Deci ei sunt mari profitori ai tranziției. Interesant e ce se întâmplă cu micii ticăloși. Deci cu cei care lucrează pe piață cu metode incorrecte, rămânând găinari. Și ăștia sunt foarte mulți. În fiecare branșă există. Deci tu ai de-a face în permanență cu o dublă concurență. Când atingi un nivel mai înalt, nu mai faci față în fața unei concurențe străine, iar când lucrezi în interior, în branșa ta, ai de-a face cu o concurență a celor care lucrează în afara legii, care fentează tot timpul fiscul. La un moment dat, disperat, am întrebat un coleg francez ce faci când ai de-a face cu o concurență neloială. Și mi-a răspuns, stați liniștit, energia pe care o investește o firmă ca să fure este mai mare și cu rezultate mai mici decât cea pe care o investiți dumneavoastră ca să creați. Să știți că asta a devenit sloganul firmei romantică. Depinde foarte mult de capacitatea societății de a se apăra. Să știți că oamenii cu care lucrezi și care sunt selectați ca oameni deosebiți, dacă îi pui pe linia creativității și a onestității impecabile, dai rezultate mai mari decât dacă îți bați creierii cu contabil cum să furi. Asta e o lecție pe care ar trebui să o învețe clasa economică de la noi la ora actuală. Aveți posibilitatea să introduceți ideea asta în mintea oamenilor. Faceți-o. Învățați-i că cei care își cheltuiesc mintea ca să fure, au rezultate mai proaste decât cei care își o cheltuiesc ca să creeze. Vă mulțumim pentru seara aceasta. Vom încheia aici. Mulțumesc. Exact cum m-am gândit în concepție. V-am spus, discuție, o dezbatere permanentă peste secole și mă bucur probabil. Da, este o mică carte care dă multă bătaie de cap. Vreau să spun în încheiere că astăzi, pentru colecția din povestea banilor, cu excepția acestei cărți care este noutate, avem o reducere de 10% pentru cele 3 volume, ca să știți. Mulțumesc mult și mulțumesc celor doi domni.